Astăzi am avut o nouă rundă de consultări cu fracțiunile și grupurile parlamentare, așa cum cere Constituția. Această discuție a fost transmisă online pentru ca cetățenii interesați să poată să o urmărească. Tot astăzi, spre seară, pe adresa președinției, a venit o scrisoare cu o propunere la funcția de candidat la funcția de prim-ministru, semnată de 54 de deputați. În această listă am descoperit semnături ale persoanelor în raport cu care există dubii că și-ar fi exprimat voința în mod liber. Și aici vorbesc despre persoane care au fost supuse actului răpirii, care au fost ținute ostatici, de asemenea persoane care au fost implicate în furtul miliardului și deputați care au schimbat mai multe partide politice și mai multe grupuri parlamentare. Și pe cazul unora dintre aceste acte de traseism politic, există suspiciuni rezonabile de corupție și de presiune externă. În aceste condiții, am decis înaintarea la funcția de candidat pentru funcția de prim-ministru a doamnei Natalia Gavriliță. I-am solicitat doamnei Gavriliță să creeze echipa, să pregătească programul și să le prezinte Parlamentului. Vă mulțumesc și vă urez o seară bună tuturor!